La scorul de 2-1 pentru echipa războinicilor, pregătiți să intre pe traseu sunt Cătălin Moroșanu pentru echipa faimoșilor și Albert pentru echipa războinicilor. Moroșanu este ajutat de Culiță, în timp ce Albert este ajutat de Sorin. 3, 2, 1! Pornesc ambele perechi de concurenți. Sar acolo Moroșanu împreună cu Culiță. Targa trebuie bine echilibrată, este un efort de echipă. Sunt maiuțe acolo, recuperează Albert cu Sorin, însă sunt foarte aproape și băieții de la faimoși, sunt practic unii lângă alții. Trebuie să ajungă acolo unde trebuie să pună primul cup. Face asta Albert în viteză, își recuperează primul cup, la fel și Moroșanu. Primul cup pus pe targă, doar ei sunt cei desemnați pentru a recupera cupurile și a le pune pe targă. Sunt acum două cupuri pe fiecare targă. Aleargă Albert cu Sorin cu targa, echilibrându-se, face asta acolo și Cătălin Moroșanu cu Culiță. Au ajuns pentru a recupera cel de-al doilea cup. Albert și Moroșanu. Aleargă Albert acolo cu Sorin. Targa se transportă peste un obstacol înainte de a ajunge la cel de-al treilea cup. Sunt acum patru cupuri pe fiecare targă, pentru că și Moroșanu și-a recuperat propriul cup. Primii care ajung pentru proba de îndemânare sunt războinicii. Albert se pregătește, a ajuns să arunce cu primul băț în cilindru. Aruncă și primul băț este și primul introdus în cilindru. Se pregătește să arunce Moroșanu. Aruncă acolo Albert cel de-al doilea băț și deja Albert merge pentru a umple cu nisip. A introdus acolo un băț și Moroșanu. Aruncă Moroșanu și... A introdus și Moroșanu cel de-al doilea băț. Scorul devine 3-1 pentru echipa războinicilor. Uite aici, uite aici! Oh! Oh. Un, doi, trei! Bravo! Mario! Bravo, Violeta! Ca un ninja ai fost! Bravo! Ninja! Bravo! Bravo, tati! Bravo! Ai dus tu pe echipe! Bravo! Bravo! Bine, Bruce Lee! Mersi! Hai, arată-ne! Bravo, bravo, bă! Dă-i, dă-i, dă-i! Acolo la funia aia, când am trecut pe sub ea, eu s-o oprit ca să se întoarcă. Nu trebuie să te întorci, că poți să mergi cum vrei tu. Îi mergi așa cu fața, cu fața. Da, ce eram pus. Nu știu mă ce zic. Tu nu trebuie să te întorci decât la două. Acolo, așa, da. Așa am câștigat, concentrat până la ultimul pas, fără aroganțe, până la capăt. Da, da, da. Până la capăt, 0-0. Ești trainer survivor, ești trainer survivor, nu uita. Ok, bun. Plecăm de la 0-0. Prima oară punem în spate. Prima oară punem, uite, placarda. Cum au pus ei, cum au pus ei, punem și noi. Prima oară punem în spate, punem alea două și ultima, când ajunge, ai pus-o direct și dacă așa. Și nu contează cum au pus pe targă, frate. Te mișca bine, bro. Simplu să stea pe targă. Da, frate, bă, știu. Pe targă aia, pe jos. La scorul de 3-1 pentru echipa războinicilor, Elena Marin se confruntă cu Maria. Elena este ajutată de Simona, în timp ce Maria este ajutată de Marilena. 3, 2, 1! Pornesc ambele perechi de concurente, fiecare cu targa proprie pe care se află câte un cup. Un mic avans acolo pentru Elena Marin. Se întorc fetele, e foarte important să nu poziționeze targa pe niciun obstacol. La fel face și Maria cu Marilena. Trec peste cel de-al doilea obstacol, suspendat Elena cu Simona. Maria merge și își recuperează primul cup. Asta face și Elena Marin acum. Au depus acest cup pe targă. Aleargă ambele perechi de concurente. Și Maria și Marilena, și Elena și Simona. Un foarte mic avans. Se împiedică acolo și cade Marilena, dar își revine. Ajunge acolo Elena și își poziționează cubul.
ajung pentru cel de-al patrulea cup, Elena, în același timp cu Maria. Întâmpină acolo ceva greutăți, Elena, cupul este de dimensiuni mai mari, este cel de-al patrulea cup și îl pune prima Elena pe targa faimoșilor, în timp ce Maria face același lucru pe targa războinicilor. Ajunge Maria pentru războinici în același timp cu Elena pentru faimoși. Ambele fete sunt umăr lângă umăr pentru a arunca bețele în cilindri. Prima aruncă Maria și introduce primul băț. Aruncă și ratează acolo Elena, aruncă din nou Maria, ratează acolo Maria pentru războinici. Se pregătește Elena, aruncă Elena și ratează. Aruncă și ratează acolo și Maria. Bețele au 2 metri lungime și trebuie introduse într-un cilindru. Aruncă și introduce Maria cel de-al doilea băț și merge pentru a umple cu nisip recipientul. Aruncă acolo Elena și ratează. Niciun băț introdus pentru faimoși. Are timp acolo Maria să umple cu nisip. Ratează din nou Elena. Punctul este deja asigurat de Maria pentru războinici. Aruncă și introduce primul băț, Elena. E foarte important, la al doilea băț o oprim pe Maria, dar... Nu se întâmplă asta, pentru că bățul a ieșit practic din cilindru. Aruncă acolo Elena și ratează. Introduce și Elena Marin 2 bețe pentru faimoși. Scorul devine 4-1 pentru războinici. Produce și Elena Marin 2 bețe pentru faimoși. Scorul devine 4-1 pentru războinici. Bravo! 4-1? Hai că mâncăm! Mai da, tata, deci se duce așa! Doamne, nu așa tare să mă duc! Bine, mă mări! Cine e întors de la 6-2? Așa, dacă sunt la 6-2. Cât e scor? Hai mă, că putem ne revenim. Dă-l încolo de nisip, hai să câștigăm jocul. Hai să ne focusăm. Hai să ne consugăm. 4-1 am zis. Hai să ne focusăm, da? Hai, hai. Hai să mâng pastele alea, că băi, dar suntem plini de adrenalină. Se uită foamele, oboseală. Frate, că avem mâncare la asta. Hai, Musti! N-ai de ce să plângi, ai. N-ai de ce să plângi. Ai pățit exact ca mine. Ai fost bombă pe traseu. Nu suntem pentru finalul. Ai fost bombă, bravo, bravo. La scorul de 4-1 pentru echipa războinicilor, Jador de la faimoși îl întâlnește pe Musti de la războinici. Jador este ajutat de Moroșanu, în timp ce Musti este ajutat de Albert. Hai, Musti! 3, 2, 1! Pornesc ambele perechi de concurenți. În săritură își duc targa și Jador cu Moroșanu și Musti cu Albert. Au efectuat cele două întoarceri. Aleargă acolo Jador cu Moroșanu. Aleargă Jador și își recuperează cel de-al doilea cup. Un cup era deja pus pe targă de la start la ambii concurenți. Face asta primul Jador cu Moroșanu. După ei Musti cu Albert. Aleargă și trec pe sub următoarele obstacole. Jador recuperează cel de-al treilea cub. La fel face asta și Musti pentru războinici. Targa e foarte important să fie echilibrată de cei doi concurenți în același timp. Trec peste ultimul obstacol suspendat acolo. Jador pentru a-și recupera cel de-al patrulea cub. Face asta și Musti. Își recuperează Jador cel de-al patrulea cub. Cătălin Moroșanu, care îl ajută, împinge alături de el targa și ajung primii faimoșii la locul pentru proba de îndemânare. Musti și Albert sunt în spatele lor. Se pregătește să arunce Jador primul băț în cilindru. Aruncă și introduce Jador primul băț. Aruncă acolo și Musti. Ratează acolo Jador, foarte aproape era să introducă cel de-al doilea băț. Aruncă Musti și introduce primul său băț.
Se pregătește să arunce Jador. Aruncă Jador, dar iese bățul din cilindru. Extraordinare aruncări. Aruncă acolo Musti și introduce. Aruncă din nou Jador și cade bățul din cilindru. În timpul acesta Musti este la găleata cu nisip. Aruncă și introduce și Jador cel de-al doilea băț în cilindru. Scorul devine 5-1 pentru echipa războinicilor. Și introduce și Jator cel de-al doilea băț în cilindru. Scorul devine 5-1 pentru echipa războinicilor. La cum este echilibrat? La cum este echilibrat? Are dreptate Albert. Ajutați-vă de spate, de fund. Era greșit ce făceam noi. În primul era greșit, dar mai pierdem un pic de echilibru. Bravo. Și atunci facem cu spatele? Da. Bravo. Bă, vezi ce înseamnă să credem până la sfârșit? Da. Bravo, oricum se poate greși. Ajută, da? Ajută cine e în spate. Ce șase urmă? Nu contează finalul, am fost bun pe traseu. Am fost aproape și la sfârșit. Am pierdut și eu și tu, am pierdut atât. Gata, am pierdut, contează. Bă, dar cum se iasă din butoi? La scorul de 5-1 pentru echipa războinicilor se pregătesc să intre pe traseu Majda de la Faimoși și Roxana Ghiță de la Războinici. Majda este ajutată de Alexandra, iar Roxana este ajutată de Melina. 3, 2, 1. Pornesc ambele perechi de concurente. Majda cu Alexandra Stan trec pe sub primul obstacol. Este o frânghie suspendată pe un cadru de lemn. Targa trebuie foarte bine poziționată și deloc să atingă niciuna dintre margine de lemn. Ajunge prima de la cel de-al doilea cup, Roxana Ghiță. Fiecare dintre concurenți are câte un cup poziționat de la start pe targă. Își recuperează acolo cupul și Majda. Prima care pune cupul pe targă este Roxana și ridică targa ajutată de Melina pentru a continua. Foarte aproape de ele sunt și fetele de la Faimoși. Majda cu Alexandra Stan și ele au câte două cupuri pe targă. Se apropie acolo Roxana Ghiță de locul unde este la înălțime poziționat cel de-al treilea cup. Îl recuperează Roxana Ghiță, face asta și Majda pentru Faimoși. Pleacă mai departe Roxana cu Melina pentru Războinici. Face asta și Majda cu Alexandra Stan. Targa trebuie foarte bine împinsă de ambele fete, împinsă și trasă astfel încât cupurile să nu cadă. Se întâmplă asta acum. Au acolo o problemă, Faimoasele, dar reușesc să treacă încurajate de pe margine de Moroșanu. Alexandra Stan și Majda ajung la locul unde este poziționat cel de-al patrulea cup. Deja au pus cel de-al patrulea cup acolo Războinicele și se apropie de locul pentru proba finală de îndemânare. Majda își recuperează cel de-al patrulea cup. Roxana Ghiță este prima care ajunge la bețe pentru a le arunca. Are timp, respiră Roxana.
Se pregătește Roxana să arunce primul băț pentru războinici. Ajunge acolo și Majda. Aruncă Roxana, cu aruncare slabă nu reușește să atingă cilindrul. Se pregătește să arunce din nou. Aruncă sus, lovește marginea cilindrului. Ratează Roxana, aruncă primul Majda. Majda prima aruncare și introduce primul băț în cilindru. Ratează din nou Roxana Ghiță. Aruncă din nou Majda. Aruncă Majda și ratează și ea acolo. Se pregătește din nou Majda să arunce, Roxana își recuperează bețele. Aruncă Majda și introduce bățul, aleargă Majda pentru a pune cu lingura din găleata cu nisip în recipient. Ratează acolo Roxana. Are timp Majda să umple cu lingurița. Aruncă Roxana Ghiță. Introduce Roxana Ghiță primul băț în cilindru. Aruncă din nou Roxana. Ratează acolo Roxana. Majda profită de situație și umple în continuare cu lingurița din găleata cu nisip. Aruncă Roxana și cel de-al doilea băț. Scorul devine 5-2 pentru echipa războinicelor. Aruncă Roxana și cel de-al doilea băț, scorul devine 5-2 pentru echipa războinicilor. Bravo! Am țipat la ea, stai că am țipat la ale, lasă-mă! Ce ai țipat? Ascultă-mi! Alexandru, bravo, ați câștigat, nu ați câștigat, gata! Țipai la mine, hai, hai, hai! Păi de la asta mă, dar trebuia să te miști, nu stai! Tu n-auzi că mi-a sărit tosul? Nu te-a sărit niciun os! S-a sărit vreun os acum! Gata! Nu mai gata, că nu vreau să fac iar criză de-asta la televizor. Bravo, mai știu! Ai fost foarte... Ce dacă? Ai fost foarte tare, bravo! Bravo, ai ajutat ce ziceam? Super, bravo! Ajutat ce ziceam eu acolo, poate sau erai dat? Nu, ca să nu te iauzi pe ei, de-aia țipam, ca să nu iauzi pe ei. Nu, nu mă refer pe acolo, în fața mea, și le făceam semn. Nu mai ascultă, vă aș concitați voi, la mine n-au urlat sau la regim. A mers bine, să știi. A mers bine. Bravo, bravo. Am ținut cu mâini. Bravo, bravo. Suntem buni, mă, suntem buni. Chiar e bine că vreau la timp. Eu chin 5-3. Eu consumă, n-a să-i niciun os, că dacă se lea osul, putea să mai miște mâna, da? Că suntem sportivi și știm de ce este vorba. Da, mă, dar eu are problema la mână, știi? Eu am țipat, eu am țipat. Nu, pe bune, fără mișto. Mă doare mâna, dar fie din ea o luat ala, fie din cum l-a luat. Ea așa l-a luat. Nu trebuia să-l ia așa. Păi am zis eu, cum îl ia așa? Așa de belot. Are 13 mâini stângi. Gata, cam ați mă frumos, dar vreau. Odată cu bățul te duci. Păi ce am uitat cu bățul, ai văzut ea cu odată? Alinuș, tu ești acum? Îi facem, da. Îi facem. Asta acum am prins. Da, da, da. Ați ajuns înainte. Prima, într-adevăr, ai dat așa. Da, ai dat tot. Nu ai făcut ce trebuie de curba. Așa, da. Lasă-mă că dacă ai faci. Trebuie să te ajut cu mâna. Dai un pic, așa. Din spate se ridică. Da, mă, da. Din spate se ridică. E ok, nu, că am prins acum mișcare, da? Nu, important, e cel mai important. Da, să se piardă pe una dintre noi, da, și da, să nu mai să nu reușească, să reușească și să bage ei prea mult nisip. Ai ce este? Să nu se pierzi acolo, dacă pericolul. Nu te pierzi atât de tare ca ele, e perfect, e punctul nostru. Scorul este de 5-2 pentru echipa războinicilor. Războinicii au 3 puncte avans. Vom vedea o nouă victorie a războinicilor sau poate o reducere a diferenței din partea faimoșilor. Pentru faimoși, la start, este Costi Ioniță, care îl întâlnește pe Alin de la Războinici. Costi este ajutat de Jador, în timp ce Alin este ajutat de Musti. 3, 2, 1! Pleacă concurenții, cele două perechi de la faimoși, Costi Ioniță, Jador, de la Războinici, Alin cu Musti. Ambele echipe fac prima întoarcere fără să atingă niciun obstacol. Fiecare echipă a plecat cu câte un cup pe targă. Au ajuns la locul unde se poziționat la înălțime cel de-al doilea cup. Îl ia primul Alin și îl pune pe targă. În spatele lui este și Costi. Face același lucru și aleargă. Au un avans acolo războinicii Alin Musti. Al treilea cup este pus pe targă de Alin și de Musti. Un avans al echipei războinicilor.
recuperează acolo în viteză Jador cu Costi. Ajung la cel de-al patrulea cup, Alin, urmat îndeaproape de Costi. În viteză, targa purtată de războinic. Ajunge Alin primul la locul de aruncare al bețelor. Își pregătește primul băț, aruncă Alin pentru războinici și ratează. Se pregătește și Costi să-și facă prima aruncare pentru faimoși. O a doua ratare pentru Alin. Aruncă Costi și ratează. Își culege bețele Alin pentru aruncare. Aruncă primul Costi. Aruncă Costi și ratează. Nu, dar iată! Introduce Alin primul băț. Introduce Alin și cel de-al doilea băț și aleargă la găleata cu nisip. Aruncă Costi bățul și introduce pentru faimoși primul băț. Aruncă Costi și introduce cel de-al doilea băț pentru faimoși. Scorul devine 6-2 pentru echipa războinicilor. Ridică-te, nu pot? Hai, ridică-l, hai, ridică-te. Dar scurt. Hai. Nu. Hai să vă spun. Scurt, ai zis. Corpul ăsta mic. Zace un războinic. Zace un războinic și un monstru ca forță. L-am cărat. Dar, mai cărat. Dar. Da. M-a ghidat. Asta înseamnă să fim complementari. Vă iubesc. Striga tu! Războinici! Ia zi, tăticul meu, cum e? E bine? E bine. Suntem bine? Stăm? Stăm forți. Așa. Foarte bine pe traseu, foarte bine te-ai mișcat, Costi. Te-am pins să te-ai spus. L-ai pins? Bravo! Bine, Costi. Da, Cocos. L-ai pins, Cocos. Ai fost bun pe traseu. La vârsta ta, ăla... Boss, ai fost bun. Ai fost foarte bun, Costi. La fel și aici, la îndemânare. El a fost înaintea ta, că a fost mai micuț. Dar tu ai fost foarte bun. Gata, lasă-o așa. Forță. Te iubesc, Diana. Ești iubirea mea. Ești viața mea. Didina mea. Didina. Te iubesc, frate. Gabi. Te iubesc. Ești zeu, frate. Osti, mulțumesc pentru asta. De puțin. De puțin. Pentru copiii mei și pentru Gabi. Bravo. Pentru toți Anobra. Hai. Alexandra! Vreau să fii animal! Alexandra! Ești un animal! Scoți animalul din tine, Alexandra! Alexandra, am încredere în tine, mă jur! Ești cea mai tare! Demonstrează tuturor cât de tare ești! Ești cea mai tare! Scorul de 6-2 pentru echipa războinicilor, un nou duel feminin se pregătește pentru traseu. Alexandra Stan pentru faimoși o întâlnește pe Melina pentru războinici. Alexandra Stan este ajutată de Roxana Nemeș, în timp ce Melina este ajutată de Andreea. 3, 2, 1! Pornesc ambele perechi de concurente. Aleargă cu targa pe care au fiecare câte un cup. Trebuie să mai așeze încă 3 cuburi pe parcurs. Foarte important la această probă este finalul. Acolo, la proba de îndemânare, practic concurentele desemnate trebuie să se concentreze foarte mult. Un avans au acum războinicele cu Melina și Andreea. Ajunge Melina pentru a recupera cel de-al doilea cup aflat la înălțime. A urcat o scară și a recuperat cel de-al doilea cup. Face asta acum și Alexandra Stan, cupul roșu pentru faimoși. Pune Melina cupul pe targă și continuă alergarea către cel de-al treilea cup. Și face asta Alexandra Stan acum. Aleargă cu un avans fetele de la războinici, Melina și Andreea. În spatele lor, Alexandra și Roxana Nemeș. Trebuie să treacă pe sub o succesiune de frânghii, trebuie să sară două piramide. Au făcut asta fetele de la faimoși. Cu același mic avans în față sunt în continuare Melina și Andreea pentru războinici. Au 3 cupuri pe targă, trec de ultimul obstacol suspendat fetele de la războinici, în timp ce Alexandra și-a recuperat cupul cu numărul 3. Ajunge la cupul cu numărul 4 Melina, îl recuperează pentru a-l pune pe targă. Coboară cu cupul. Cupul are ceva dimensiuni, iar Melina
reușește totuși să îl urce pe targă. Asta face să fie ajunsă din urmă de fetele de la Faimoș. Alexandra Stan urcă pentru cupul ei. Prima care ajunge este Melina pentru războinici. Își pregătește Melina acolo bețele pentru a le arunca. Melina are timp și aruncă primul băț în cilindru. Primul băț și primul băț introdus de Melina pentru războinici. Cel de-al doilea băț aruncat de Melina este ratat. Alexandra Stan și Roxana se pregătesc și ele prin noroc extraordinar. Noroc, cel de-al doilea băț se rotește și intră. Practic a făcut o rotație. Două bețe introduse de Melina. Melina trece pentru proba suplimentară din găleata cu nisip. Aruncă Alexandra Stan, ratează. Aruncă din nou Alexandra Stan. Cu noroc introduce bățul. Un băț introdus pentru Faimoș de Alexandra Stan. Hai să complea cu nisip. Aruncă Alexandra Stan și cel de-al doilea băț și îl introduce în cilindru. Scorul devine 7-2 pentru războinici. Noi doi suntem mici și amărâți la prima vedere, dar avem o forță noi. Cât muntele, băi, te iubesc! Vă iubesc, bravo! Bravo, hai, veniți aici! Băi, 0-0! 0-0! Pentru mame, tati, și toți prietenii mei și pentru familia mea și pentru mamaie, vă iubesc și mi-e dor de voi, super! Mult de tot! Sincer, nu mă așteptam, bravo! Bă, deci pe bune că mă doare mâna, frate, nu pot să ridic în sus. Nu mă așteptam, am zis că umpli aia, aia până mai da? Așa. Sincer, da. Bravo. A, nu, cu asta.